patine pentru cei mari și cei mici. Literă. Role. Role. N-am avut șansă să le folosesc, dar role știu. Role, așa e. 300 de lei și 6 secunde. Da. Asta e un cuvânt care nu ne caracterizează nici pe tine, nici pe mine. Șuvițe de păr prinse. Fetele, fetele cu părul lung. Sunt alea la care suntem noi, nu? Cozi. Cozi! Excelent! Îmi place și relaxarea ta, adică... E doar de fațadă, adică da? În interiorul meu e total diferit. Agitație mare în interior, absolut. Înăuntru? Poate mă ajută, cine știe. Alex, cabină specială, supra-încălzită. Trebuia să cer o literă. Da, da. Dar tu ai avut siguranța că știi. Deci o cabină specială, secretul ăla, supra-încălzită. Auzi? Omule, baia de aer fierbinte. Baie de aer fierbinte. Nu eram sigur, e clar, sauna. Da. Sauna. Nu știu de ce am avut... Da. La ce? Că la supra-încălzită e clar că e sauna. Dar mă gândeam, a fost primul cuvânt care mi-a venit în minte. Sauna? Da, sauna. Dar n-are cum să fie, că nu sunt... Adică de ce zici, că e prea ușor? Nu, că nu sunt eu norocos. Nu, că nu e cu noroc aici. Că nu este noroc, exact, exact, da. E cu trotineta, Alex. Bun șans. Hai să vedem. Fii atent. 5 litere. Alex. Instituție cu regim de internat. Literă. E o clădire, fii atent, e o clădire care asigură, da, cazarea studenților. Am stat în ele, dar nu-mi plac. Cămin. Cămin. Mai deși de fiți. Nu mi-a plăcut niciunul. Ai stat în cămin în Anglia? Am stat în Anglia, am stat în California, foarte scumpe. Extrem de scumpe. Scump? Da, foarte scump. Zău? Da. Împărțeam camera și plăteam undeva la, cred că, 600 de dolari pe jumătate de cameră. Pe lună. 600 de dolari, da, pe lună? Pe lună. Am avut multe pierderi în viața asta. Sper că asta să nu fie una dintre ele. Sunt și câștiguri, Alex. Ești un tip smart, ești un tip cool, îmi place optimismul tău. Și în lumea asta te descurci foarte bine. Lumea care de altfel seamănă cu o pădure tropicală sau subtropicală deasă. Că tot am plecat de la discuția asta noastră. Literă. Greu de străbătut, Alex. Greu de străbătut. Greu, da. Pădurea aia, greu, da, de străbătut. Literă. Plouă, e umiditate. E umiditate. Fii atent, fii atent, gata, asta e. Are în ea multe liane. Junglă. 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 Nu mi-a venit deloc. Pădure tropicală sau subtropicală? Ha? Nu ți-a. Nu mă gândeam. Pădure tropicală sau subtropicală. 2000 de lei. Bogdane, tot 2000, da? Da. Egalitate, Alex. Poate să meargă în jos. Da, da. Poți să te duci și... Adică nu doar, da, și da, așa. Da. E un carusel jocul cuvintelor, sus-jos. A se impune prin forță, din 6 litere. Se impune prin forță. Literă. A ține pe cineva, Alex, sub stăpânire. Sub stăpânire fizică sau psihologică. Literă. A controla. A controla. Uite, îți dau un sinonim. Literă. A controla, a? Zil, 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 îl ai, îl ai, îl ai, literă, îl literă. Ai, zil! Nu știu. Evident, domina! Păi, fai, Alex! Alex, domina! Nu merită aplauzele. Fii atent. Care nu e abătut sau supărat. Adjectiv. Literă. Mie îmi plac oamenii ăștia, cel mai mult. Iubesc oamenii ăștia. Literă. Fii atent, Alex. Face ceva cu plăcere. Literă. Aș fi mai bucuros dacă aș putea să opresc timpul pentru totdeauna. Bucuros. Bucuros. În
Pentru totdeauna e greu, Alex. Aș vrea să lucrez pentru că citeam la un moment dat despre acel joc de Tetris, acel computer care a fost programat să nu piardă niciodată. Și ce a făcut computerul a pus pauză, pentru că a zis că scopul nu este să câștigi, ci să nu pierd, exact ce spuneam la început. Dacă aș putea să lucrez, cât de ușor ar fi. Ce, da, și ce grea ar fi viața. Viața e frumoasă că nu o poți opri. Și dacă e frumoasă viața. Auzi, îmi place filozofia asta noastră, printre litere, printre 2600 de lei, printre 2 minute și 9 secunde și printre un joc individual cu piese și bile. Literă. Gândește-te la jocurile individuale cu piese și bile. Tu care ai stat în Anglia atâția ani de zile și în America, e un cuvânt care vine din engleză. Literă. E un englezism, Alex. O litră. Auzi? Fii atent, ascultă-mă. Piesele alea sunt așezate în formă de romb. Dar știi ce ușor e, ce simplu e jocul ăsta? Așezate în formă de romb sunt piesele. Și cuvântul e englezism. Litră. 2, 3, 400 de lei, 500 de lei. Păi cum, măi? O să iau litră înapoi? Deci, bowling. Mai iei bowlingul. Bowlingul. Ți-am zis-o, ai stat în Anglia. Pam, englezism. Acu e acu. Acu putem urca, Alex. Da. Recompensă oferită cuiva pentru o faptă realizată. Litră. Răsplată. Bravo. Excelent. Ai luat-o așa, ca de confirmare. Exact. Exact. Ăla. Da. 100 de lei. Mamă, te-ai dus la 3500. Prima poziție, Alex, deocamdată. Deocamdată. Îți dau un adverb? Da. Adverb. Adverb. Într-un moment nedeterminat, din trecut sau din viitor. Adverb. Literă. Ah, îți vine. Sapeși. Nu e cândva. Despre ceva ce s-a petrecut sau urmează să se... Literă. Petreacă. Da, adverb, simplu. Da, e zil. Simplu, dar nu știu, literă. Ah. Știu. Literă. Fii atent, Alex. Alex. În trecut. Literă. Una, două, trei litere mai e. Trei litere mai e? Întâmplat. Nu, nu, încă nu e. Nu, am zis că e adverb. Nu. Hai că avem 20 de secunde să dibuim cuvântul ăsta. Nu, nu, nu. În trecut. Trecut, întâmplat. Da, 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 da. Sau în viitor. Pe trecut. Auzi, sau în viitor. Sau în viitor. Planificat. E un moment în timp, e un moment în timp nedeterminat. Adică e când, e adverb, e... Altă dată, evident. Hai să vedem. Ții minte când ți-am zis că e sus, jos, okay. Jocul ăsta? E jocul cuvintelor, jocul... Mă gândesc, poate trebuia să zicem caruselul jocului mai bine. E show-ul surprizelor. Nu era complicat. Asta e problema. Noi adulții gândim complicat. Noi adulții gândim complicat. Lasă-mă să strâng mâna pentru asta. Noi adulții, corect, gândim complicat. Fii atent aici. Dificultate de manevrare provocată de aglomerare. Literă. Foarte ușor. Literă. Lasă-mă să te întreb. Conduci mașina, da? Da, da. Conduci. Da. Atunci te lovești de cuvântul ăsta. Literă. Literă. Ăsta e. Ăsta. Păi, cum? Ambuteiaj. Ambuteiaj, Alex, că de-aia te-am întrebat. Mi-ai spus, conduci mașina, conduci. Am o veste nu foarte bună. E greu următorul, nu? Timpul. Știu. Câte cuvinte? Două mai am. Unul din nouă, un cuvânt din nou și două din zece în 22 de secunde. Timpul. Alex. A supune unei analize. Ăsta e un verb la infinitiv. Literă. A supune literă. Unei analize. Literă. Trei litere, 300 de lei. Literă. Literă. Wow! La foc automat? Pa! Dacă-l investigam eu pe ăsta. A investiga. A investiga. Pa! Trebuia să-l analizez mai mult. Da.
Da. Da. Trebuia să lași puțin, dar nu, cred că nu ți-ai gestionat timpul bine la început, așa e? Și credeam că asta e ultima mea problemă. Timpul? Da, exact. Atunci când ai venit aici, te-ai gândit, nu, da, timpul... Da, da. Exact. E, am ajuns la 10 secunde și la două cuvinte din 10 litere fiecare cuvânt. Asta înseamnă 5 secunde de cuvânt. Vedem. Fii atent. Care este deslușit tocmai pentru a fi... Literă. Clar. Literă. Mamăle, literă. Ce, la foc automat? Literă. Deslușit pentru a fi... Da. Nu e descoperit, e nici deșifrat, nu este... E foarte ușor. E foarte ușor, te ajut, te relaxezi așa. Relaxează-te, 20 de secunde mai, relaxează-te. Auzi, se poate înțelege. Deșifrat, perit, ascultat, decodificat. E prezentat în așa fel încât, Alex, să te lămurești. Să vezi ce ușor e. Să vezi cât de simplu e. De înțeles! Explicabil. Explicabil. E inexplicabil că nu am știut. Da, explicabil, da, de înțeles. Explicabil. E prezentat în așa... 3 secunde. 3 secunde. Zice așa. Un cuvânt format din 10 litere care are următoarea definiție. Lecții de luat aminte. Literă. Literă. Lecții de luat aminte. Plural. Lecții de luat aminte. Plural. Experiențe din viață, învățături. Despre viață. Învățături. Wow! Excelent! Învățături! Da. Mai arată-mi odată poza de când eram noi. Tu erai de 9 ani și eu... Dacă tu aveai 9 ani, câți ai acum? 24. 24. Asta e poza pe care am făcut-o noi acum. Ho-ho-ho! 15 ani în urmă. Mai e una aproape identică cu cornițe. Da? Da. Mi-a spus cornițe. Tot copil erai? Noi doi am făcut poza respectivă și mi-a spus cornițe. Și eu ți-am pus, da, cornițe, da, și tu tot copil, tot aici. Tot copil, da. Ce poți să faci în 15 ani decât copil fiind să te faci mare? Mi-a părut Mulțumesc, bine. Mulțumesc, Alex.